ceva timp să creăm aceste motive, aceste momente prin care să aducem, uitați, în aceeași încăpere oameni din toate cartierele orașului și mai ales de toate categoriile de vârstă. Să ne uităm în acest oraș unde este munca lor, este munca celor în vârstă, iar noi, cei tineri, trebuie să respectăm, să întreținem acele lucruri și de ce nu să îmbunătățim și noi să înfrumusețăm acest oraș. Lucru care, sincer, a început să se întâmple în Nejdia și mă bucură foarte tare acest lucru. Am inițiat un proiect de hotărâre în 2017, prin care la toate categoriile de vârstă, începând de la majori, tineri căsătoriți, nuntă de argint, nuntă de aur și vârstnici la peste 100 de ani, să fie premiați de administrația locală, un mic dar, o mică atenție pentru efortul pe care îl depune fiecare om în acest oraș. Un mic gest, o mică atenție să se întoarcă în aceste momente importante. Vă mulțumesc încă o dată de participare. Sunteți foarte mult astăzi, foarte mulți sunteți. Este cea mai numeroasă participare din cele câte 4 ediții și mă bucur că oamenii participă din ce în ce mai mulți. Categoria 50 de ani de căsnicie, primul cuplu, Abduraim Muredin și Amrzade. Este nevoie să mai și sărbătorim la Nejdia, pentru că avem ce? Avem oameni minunați, avem categorii de vârstă la care trebuie să ne oprim, să cugetăm și să ne facem planuri pentru mai departe. Cei care au ajuns la vârsta senioratului, deci cei la vârsta la nunta de aur, sunt convins că sunt niște, să spun, cei mai importanți în comunitatea noastră, pentru că sunt cei care ne pot îndruma, ne pot învăța și eu știu că ținem cont de sfaturile bătrânilor. Iar cei tineri
așa cum începe să prindă contur în Megidia, comunitatea începe să recapete acest respect față de bătrâni. Iar pentru tineri sunt convins că toți cei care au forță de a sprijini, dar și puterea de a îndruma, vor face în așa fel încât relația dintre oameni să fie din ce în ce mai strânsă și dezbinarea aceea care a măcinat ani de zile Megidia să dispară definitiv din acest oraș. Sper să rămână un obicei în Megidia și la perioadă de timp să se facă această întâlnire în toate, cu toate aceste categorii de vârstă, pentru că vedeți cât de frumoasă este atmosfera. Toată lumea se uită, cel vârstă se uită la cel tânăr când era tânăr, iar cel tânăr se uită la cel bătrân cum va ajunge când va fi bătrân. Cred că e un lucru minunat. La bucurie este acum să ne fie până la moarte.